Uè, vieni a Napoli! Uè, noi non lo siamo in casa, ma così ci sono alpini stai in video. Uè, lascia che ti vuoi c'è altre date, uè! Dai, scusi, mi si siamo andati a quella fuori. Dì. Ma se non ti vuoi c'è il suo. Guarnieli! Gata! Ai, ma ai, ti vuoi fronare a Napoli! Uè, punti mai! Andiamo și tu cu maică ta, să vină să vorbim și noi ceva cu ea. Dar noi. Deci, când fierbe apa, se pune creier. Pune pitața acolo. Pune pitața aici. Pune, da, nu. O, da, așa. Pune după. Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod. La căsăța din pădure. La buduroiul din pădure. La buduroiul. A, tu, tot de acum și-a adus și mai aici din pădure. Păi da, dacă e pădurea aici lângă. Pădure. Păi normal că e din pădure, nu? Așa că dacă vor să vadă clipul cum am adus aici, ce trebuie să facă? Trebuie să devin membru. Să vedeți și-o pățu Cornel. O parte din voi cred că ați văzut pe TikTok, dar sfârșitul e unul... Tragic. Nu, domnule, tragic. O să pun eu secvența aici la început înainte. Să spună de febră. Aoleu și aoleu. Nici nu se poate mișca. Mai febră. Am fost cu domnul Turșea în păduri ca să aducem copacii ăștia, cu duroaile este. Da. Și Cornel a făcut o năzbâte foarte mare. A stat cu inima la gură. Și domnul Turșea era gata, uzi că te las acolo, pleacă, nu vrea să asiste, nu vrea să vadă. Deja intras în panică. Așa că am văzut foarte multe comentarii. Lumea zice că facem discriminare, că facem nu știu și, că facem nu știu cum. Bă, fraților, voi nu ați înțeles. Noi o să postăm clipuri. La fel. Luni, marți, miercuri, joi, vineri. Și câteodată sâmbăta. Nu în continuu. Așa. Însă, pentru aia care susține canalul și ne ajută ca să dăm, să facem mult mai multe chestii pe aici, o să postăm un clip pentru ei. Acum lasă-o, domnule, dă-i pace musca. Mănâncă că e vin. Mii de comentarii, sute de comentarii am văzut acolo că facem discriminare, că suntem, că facem, că dregem, că nu știu ce, că inii au ridicat, că inii au... Însă am văzut și comentarii care... Ne susține. Care au înțeles. Da. Și aia și vrem noi să facem. Sincer, nu făceam chestia asta. Dar... Să putem da înainte, să putem să achităm amenda. Pentru că... Da, da, mulți o să zică că s-a mai donat pentru amenda. Da, s-a donat o parte, o sumă. S-a donat toată amenda. Le zicem, domnule, cât s-a donat. S-a donat 800 de euro. 800 de euro s-a donat. Păi... Așa. Și noi am încercat să facem chestia asta ca să reușim să... Deci până la 5.000. Până la 5.000 ceva de euro să bani. Oricum zilele astea o să ne ducem să, și o să dăm o parte din, încă o parte din bani. Da. Și o să vă arătăm chitanța. Pentru că mulți ați rămas așa și zice, a, n-ați primit nicio amendă, n-ați făcut, n-ați dres, n-ați nu știu ce. Da, dar ei crede că totuși e măsluit, e făcut, e nu știu ce. O să mergem, nu știu dacă o să... Nu știu dacă o să ne dea voie să filmăm în primărie, dar o să arătăm dovada, o să arătăm chitanța cum am achitat o parte. În fine. Hai să încheiem subiectul ăsta. Care o înțeles, înțeles? Deci ca să înțeleagă, peste toate episoadele care se pun săptămânal, va mai fi unul în plus pentru membri. Deci e simplu. Așadar, subiect închis. Subiect închis? Nu e închis. Nu e închis. Și vreți să stați? Avem o grămadă de treabă. Fiți atenți, eu mă duc frumos la Bejeala, că uite că mă uit la Bejeala și când văd porțița și că stă într-o râlă, parcă-i făcut o banană. Așa. Și scot de acolo să fac o ușă ca lumea la Bej. Să scot din Bej, să fac o leacă de bordine, să pui, să fac un fel de raft acolo așa, să nu mai da în ochii mei. Așa. Să băgăm cartofi în Bej. Așa. Așa. Să ne faci mâncare. Acu am zis de una, voi dați în alta. Făcut dacă ceva... nu vrea să facă mâncare, știi ce facem? Ce faci? Ne facem singur. Ce mâncare vrei să faci? Vrei să încurcăm oalele pe acolo, Ionuț? Eu am luat ceva înainte și nu i-am zis lui Cornel. Am cumpărat ceva. Ce ai cumpărat? Vreau să facem decât noi. Noi doi? Noi doi. Asta șușotează? Ce șușotează? Nu i-am zis nimic. Nu i-ai zis?
Nu, zis el ceva, dar nu zis de mâncare, altceva ne-au zis. Vreau să facem noi. E o rețetă care o să te lingi pe degete, cum am zis eu acum câteva zile. Eu ce... Facem? Te bagi? Da, cum să nu mă bag, mai ales când e vorba de mă mai șugulesc de colo, de colo, de colo. Îți dai seama. O să facem... Să spun? Nu știu, domnule. Nu zic, că nici el nu zice și mâncare face. Nu zic. Lasă, o să vedem. Cum o să vadă? Dar eu când îi pun ingredientele pe masă, când o să mănânci, o să-ți dai seama. Dar eu văd, domnule, să ai așa unii. N-ai mâncat niciodată așa ceva. Nu se face aici așa ceva. Dar unde se face? În Oltenia. În Oltenia? În Oltenia, da, la noi nu se face, da, noi nu știu să mâncăm. Eu știu că... Dar și mâncare, dar spune adevărul, și mâncare. Să spun? Nu știu, domnule, eu știu și mâncare vrei să faci, nici eu nu știu. Să facem un creier pane. A, creier pane, tu și creier pane, tu știi, tu îți faci creier pane. Vorbe serios. Știi ce trebuie să faci? Nu știu, domnule. Ce tu știi? Eu știu. Da? Te învăț eu dacă nu știi. Gata. E specific oltenesc? E specific general. Nu mai ești în Moldova, nu prea se face. Dar cred că și aici în Moldova se face. Pune mâna și așele, ca s-a prins cu uite și așele, și așele. Ha, deci noi acum azi facem mâncare și tu faci treabă? Eu mă apuc de treaba mea, bă. Da, schimbă rolurile. Faci el, creier pane, faci. Eu vreau să mă uit odată aici la chestia asta, că îmi place foarte mult cum a ieșit. Aici, domnule! Ia! Zâng! O frumusețe, domnule! O frumusețe! O frumusețe! O frumusețe! O frumusețe! O frumusețe! Să vedem câte like-uri reușim să strângem la... frumusețea asta, dar o parte din merită l-are și cum scrie acolo, că am uitat, din Iași. Nu știu cum scrie acolo, am uitat cum îi spune. Ia să vedem, Lucian din Iași. Are o contribuție la chestia asta frumoasă care a ieșit. Așa că se închid, poate, face mâncare. Creier, pane, creier. Creier, eu n-am mâncat niciodată creier. Creier. Auzi la el, faci creier. Da, bagați foc. Sasha. Păi aici mâncare? Hai mâncare, cum să n-ai mâncare? Niculai, te-ai uat azi? Nu știu ce se întâmplă cu găinile astea, nu mai faci un nou. Nu mai faci o bucată de vreme. Bă, ieșiți cu voi, nu înțeleg. Mâncare aveți, apă aveți, burian, mămăligă, vătăm. Uite, mai este aici mămăligă, nici nu am mâncat-o. Apă este. De ce nu vă uați? Tu ce faci? Păi tătă treaba, tu trebuie să, așa. Păi, articulează-le, domnule, să le fac ouă. Bazi din are degeaba. Tu ești carne. Bravo, Niculai, bravo. Tu ești de carne, tu ești de carne. Tu. Vorbești cu găinile. Da, domnule, că nu a făcut niciun ou, nu știu care. Ia. Acu i-am zis. Nu, n-a făcut, a făcut Niculai. Nu a făcut ou, nu a făcut niciun ou, Nica. Bă, ăla nu știe, nu te înțelegi cu el. Ăla știe dacă să cânte. I-am zis ca să, domnule, să aibă grijă de ele, să vadă ce și cum, ca să facă ou. Că nu mai ține treaba. Păi da, aș mânca și eu un nou și fac acum. Hai să mergem să ne apucăm, să facem focul, să pregătim ce am vorbit mai devreme, mâncare. Deci deodată noi trebuie să facem, noi facem mânca cu Cornel după... Schimbăm rolurile. După 3 săptămâni, noaptea. N-am mai făcut o grămadă, cât? De 4-5 zile nu ne-am mai făcut nimic să mâncăm. Da, hai să prindem foc. Hai să ne apucăm. Astea sunt balamalele de la ușa de la beci. Mă bagă-le pe aici. Asta ar trebui să o aruncăm de aici, că trebuie să schimbăm apa, că prima dată se pune apă. Nu știu, domnule, tu ai zis că știi cum se face. Am uitat pe net și
și am zis când eram cu Cornel acolo, să nu-și dea seama Cornel, că dacă îi spun Cornel o să zică, da bă, tata, unde știe ăsta, dar m-am uitat pe internet și am văzut toată rețeta. O am scris să taci din gură, da? Tu spui cum se face, fii atent că vine Cornel, fii atent că vine. Taci din gură, hai să o schimbăm apa și să ne apucăm să facem ce trebuie. Spune apă la șer, te duci? Șer creierul? Să fiarbă creierul. Da? Așa am văzut în rețete. De fapt am văzut mai multe rețete. Uh-huh. Dar asta mi s-a părut cea mai ok. Și cum se pune apa la fier? Și unde e creierul? Mașina l-am cumpărat. Își înghețat? Dezghețat cum e? S-a dezghețat, că de l-am luat de ceva timp, deci... Pune capacul deasupra, uite ce e acolo. N-are nimic, oricum apa aia o să fiarbă creierul și se aruncă apa aia, nu e mare, nu e important. Aha. Ai tu bază n-ai să-ți fac mâncare? Nu știu, lucrări de-a voastră, dar faceți mâncare. El o zis. Treaba voastră, nu mi-am luat din cap, eu am treabă. Dacă așteptați până termin eu aici, mâncați, dacă nu. S-a dezghețat și creierul. Ce acolo, domnule? Creier de porc. Dacă mănânci din ăsta, devii foarte inteligent. Hai! Ce-i luat aici, mață? Ce stai este? Dacă o să vezi ce bun o să fie. Ce urât arată. Acum arată urât, dar știi ce gust o să aibă? Pe nici pe deget. Fii atent. Hai să-mi vadă cornă. Ce e acolo, domnule? Asta este list. Am notat-o. Creier panie. Nu-mi spui exact cum se face. Să pune apă la fiert, un pic de sare și foi de dafin și 3 linguri de oțet. Hai, trebuie să pui în apa și e sare, foi de dafin. Hai că ține o rețetă la mine. Apa, punem sare. Așadar... Deci pune... Nu, domnule, întâi pui sare, ca așa zice acolo. Și... Ce asta, mă, parcă-s mață? Și urât arată, e. Așa arată, știi, ca și cum Sasha ar fi... Da. Dar, o să vezi și gust. Ce facem noi aici, măi? Creier panieț o trebuie să faci. De ce trebuie să facem acum? Sare, domne, sare. Ai pus sare? Hai să punem sare. Băi, umbru foaia după el. Foaia, că dacă uite. Deci să pune apă la fiert, un pic de sare, foi de dafin și de oțet. Pune acolo, acum pui. Când trebuie să acum, pune... domnule. Păi da, dar nu s-a încins apa. N-are nică, pune acolo. Așa, pune sare. Mai pun alea. Ajunge, cum te faci sara. Sare, foi de dafin. Foi de dafin. Și oțet. Hai să căutăm foi de dafin. Hai să-ți, domnule, foi de dafin. E vis. Uite cât e și oțet, băiat. Mă, din prima. Foi de dafin și mai ce trebuie? Oțet. Băi, dar știi care-i treaba? Pentru că oțetul este afară. E în dulap. Afară, da? Că l-am oțit acum câteva zile. Hai să mâncăm în dulap. Aici? Nu e nici aici. Unde e oțetul? Unde este oțetul? Oțetul. Da. Ia-te-o capacul. Punem câteva frunze de foi de dafin. Nu le strâmba. Le punem așa întregi. Mai pune-o vreo două. Cât e să acolo? Pune-le pe tăi. Sunt multe aici. Să le dai gust. Așa pune-le pe tăi. Ce azi, mai merge, mai strânge și din pădure. Mai pune niște frunze. Oțet. Să căutăm oțet acum. Oțet neapărat ne trebuie oțet. Mă, să caut tot. Și lasă, domne, că știu eu ce fac. Stai acolo, fă-ți treaba, că știu ce avem de făcut. Hai să căutăm pipier, oțet. Pipier, ori spune și pipier? Nu se pune. Nu? Nu se pune. Păi... Ai găsit-o? Da, oțet de care? De mere. Ăsta nu știu, oțet de mere? Oțet din vin. E mai bun ăla din mere.
nu-i din mere este. Nu-i din mere este, mă, uite. Arată aici, din talisip el singur. De-asta, mă, de-asta. Uite, ăsta se pune la toate. Deci ăsta e cel mai bun. Hai să mergem. Gata, poți să pui. Pune și tu 2-3 litri. Atât. Mai punem un pic. Atât. Gata. E perfect. Dacă ne confirmă și Nicolae. Dacă ulei, parcă mi-era și ulei, nu? Stai puțin. Stai, uite-te la. Vezi că am scos hârtia aia. Uite-te pe. Parcă trebuia și ulei, nu? Și ulei, dar puțin, da. După care punem creierul la fiert. Din ce mi-aduc aminte, din ce am văzut. Cât pun? Mai pune un pic. Mai pun? Gata, atât. Atât. Și tu stai seama. Piper, bă. Nu, fără piper. Dar unde e lista? E la mine. Ia scoate lista să ne uităm pe ea. Că nu mai țin minte, că se pun o grămadă de chestii. Trebuie să nu te vadă Cornel, că dacă ne vede... Se pune apă la fiert, un pic de sare, foi de dafin și trilinguri. Trilinguri și nu i-am pus suba de sticlă. N-are nimic. Și ulei nu spune. Ce câmpi? Nu se pune ulei și eu am pus ulei. Nu mai tu ai zis. Strigăm rețeta. Când fierbe apa, spune creierul, gata. Așteptăm să fiarbă. Să fiarbă apa. Și punem creierul. Hai să băgăm lemne aici ca să fiarbă apa. Deci am băgat lemnele și așteptăm să fiarbă apa acum. Să iasă o bunătate. Asta se aruncă? Tu ce faci, mă, aici? Îl spăl pe mâine. Sau te spăl pe mâine aici? Nu, de ce mă spăl pe mâine? E creierul ăsta. Aici am trebuit ajuns. Nu, e mai grăsime. Așa. A fost porcul prea deștept. Ușor, că se duce tot. Tot de ce ai mai pus, mă, apă aici? Am pus apă, pentru că nu trebuie clătit, o leacă, spalat. Păi da, dar acum se duce tot. Nu o să duci, călțăm eu cu mâna. Hai, las că îl pun așa. Îl pun așa, las. Mamă. Hai că e bine și așa. Ce este? Creier? Creier. Sau e zamă? Și e asta? Nu e mai creier. Dacă nu ne ajunge asta, mai luăm din partea asta, uite de aici. Sașa! De când ne-am audit Cornel, cum e la veșeu? Da, nu știu, e... La veșeu. E în veșeu acolo. Dar are o jumătate de oră, cred că l-a luat stomacul. Și lua și niște. Cred că de la... Hai să așteptăm să fiarbă apa și ne apucăm de treabă. Hai repede cu creierul, că deja fierbe apa. Băi, dar nu așa, mă! Acum? Băi, nu așa, mă, trebuia să scurge apa aia din el. Dar nu s-o scurc, că nu o să duci. Mamă, să vezi ce ne omoară Cornel aici. Când... Iese ca lume? Dar miroase bine, vezi? Pune capacul și lasă-mă așa. Hai. Cât să lasă la șer? Nu știu, hai să ne uităm pe... Nu scrie pe rețeta? Scrie pe rețeta acolo. Ia vedeți-o. Deci, când fierbe apa, se pune creierul. Curățaș de pieriță! Trebuia să-i curățăm de pieriță. Da, ăsta e deja curățit, nu mai e. Da? Trebuie. Da. Serios? Da. Se lasă în jur de 15 minute. Să te uiți pe 6, 15 minute. 15 minute. Se scot la scurs. Apoi? Și scris aici. Nici nu mai știu ce am scris albă. Aici. Făină albă, 3 ouă. Aha, bun. Păi că nici nu-i mai găsăști. Lasă-i că mai trebuie să mai stii, 10 minute trebuie să mai stii. Îi mai lăsăm puțin și ne apucăm de restul. Hai. Am venit să caut suta. Că trebuie să-i scoatem de acolo, trebuie să strecoare, dar... Nu știu unde-i suta. A, uite aici, suta. Punem în suta. Curată. O mușe găit, ulea, cu șoare aici. Gata? Hă? Aproape gata. Așa ar trebui. Bă, sunt gata, că uite cum fierbe apa. Deci hai să... Fă-l eu, e o clocotit de tot. Hai să luăm ăsta. Vin încoace, vin. Hai să... Pune aici. Răstoarne aici.
acolo. Mamă, uite, 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 arată. Da, 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 da. Arată bine, vezi? Răstoarne pități. Așa. Tăi, 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 tăi. Mamă, ce bună tăi. Răstoară, răstoară, da, da, da. Ușor. Hai, poli. Mamă, ce bine arată. Uuu, dar cum miroasă. Poate mai și o bunătate. Și unde-i pun acum? Îi lăsăm aici să răcorească? Băi, hai să ne uităm pe listă să vedem ce mai trebuie făcut. Ia. Trebuie să nu ne vadă. Trebuie să vedem ce mai face corne la gol. E cu, e cu lemnele, e cu ușa, e cu ăsta. Ce mai trebuie făcut? Stai așa puțin, să întoarcem camera aici. Deci, în jur, deci se scot la scurs făină albă, 3 ouă și pezmet. Și pezmet. Dar n-avem ouă. Făină albă și pezmet. Dar n-avem ouă. Păi dar n-a făcut Nicolae. Nu-i Nica, nici ouă. Nicolae! Stai să nu ne... Du-te la Tantileana. Să mă duc la Tantileana să ia niște ouă. Du-te la Tantileana să știu. Avem 2 aici. Cum? Ha, 2-3 aici, 2-3 ce mare Nicolae. Astea sunt vechi, sunt de câteva băi. Cum mă, 2-3 ouă că sunt aici? Sunt multe, dar sunt vechi. Dar sunt bune, mă, tăiși din gură. Hai să spargem unul, să vedem. Dar tu crezi că dacă au stat aici la soare, deja au pui în ele? Da, scloșitii. Dar tu miroși, dar sparge unul, să vedem. Le punem aici, în asta. Dar n-am cum, mă, nu sunt o săptămână, sunt de 3 zile, 4 zile. Ha? Cornel, de când o soul este aici? După 2 luni. 2 luni? A, păi atunci sunt bune, dacă au 2 luni. Pun lângă apă, cum îți? Păi, yeah. Nu știu, nu? Parașii, da. Sunt la fund. Sunt la fund? Da. N-are nimic, azi bune. Sunt bune, nu? Dar ce faci tu, unde poliți? Nu știți, băi, rețeta asta. Dar nu ne mai întreba nimic, o să vezi când terminăm. O să te lingi pe degete. Ia. Da, sunt bune. Sunt bune, nu? Nu știu că sunt bune, eu știu, acolo e cu tine. Sunt bune, dacă nu avem nimic, le scriem, le lăsăm. Vezi, 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 vezi. Uite că a căzut unul. Lasă-l de-i pace. Hai, mă, că nu au pui. Nu au pui. Unde-i baltacul și-ala? Care-i baltac? Așa, la dictare. A, în casă, în casă, jos. Nu au pui, deci... Așa, hai, următorul pas. Ce, ce... Lasă-l, lasă-l să plece, lasă-l să plece. Ia. Mai departe. Deci... Făină albă, 3 ouă și pezmet. Și pezmet, da, pezmet. Și ăla pezmet. Pezmetul e dintre ăla care se dau, se dă creierul prin el. Pezmet. Nu știu, stai puțin să mă uit. Făină albă? Aici făină. Uite. Uite și aici făină. Făină, făină. Ăla ai. Și ăsta. Griș. Ăla e griș. Pezmet. Uite pezmetul aici. Ui, am găsit pezmet. Pezmet. Ăla ai. Da, uite aici. Griș. Ai făină albă acolo? Da, stai puțin să mă uit. Făină, făină albă. Hai sau n-ai? Zahăr, ăsta e zahăr, făină. Uite, nu este. Nu este. Așa că am aici. Ai găsit? Da. Dar am și pune. Vai să pune. Așa. Dar lasă-l să se... Dar s-o scurs. Să se scurgă. Uite că... cât e s-o scurs. Dar uite ce bine arată. Dar cum să pune făină albă? Spune... Păi, mai scoate lista aia odată. Și ouăle, cum să pun ouăle? Păi, nu știu, stai puțin, stai să... Ha, gata, cred că stai, stai. Hai să le amestecăm. Cum să le amestecăm? Ia, ia scoate lista să vedem. Uf. Ha, o să iasă ceva. Nu, cât ai scris aici? E scris. Deci am, 3 ouă? Am scris 3 ouă și pezmet. Ce facem cu ele? Se pun în asta, mă, și se... Ce facem, domnule, cu ouăle? Se amestecă aici. Hai să le punem toate în castrul. Spargi ouăle așa? Da, mă, și le amestecăm cu creierul. Hai, spargi-le acolo, mă. Dar nu știu, hai, stai să vedem, hai să le luăm pe toate, să le punem aici, să punem câte un buton. Hai că se răstoarnă făina. Cum? Făina se răstoarnă. Și câte ouă să punem? 3. 3 ouă. Hai. Spargi ouăle acolo. Ăstea se amestecă și după aia se dă creierul prin ele. Aha. După ce cred. Așa zice și domnul aici. 3 ouă, făină și pezmet, hai. 1. Să le punem aici și le aruncăm după aceea.
Te auzi acum? Piu, piu, piu! Ei, nu se aude. Ia. Atât li-s fac. Nu se face bunii. Ia. Ia. Decât că nu se aude puiul. Ia. Așa. Miroasă. Dar acum nu știu câtă făină. Stai așa să mă duc la Cornel să vedem. Și cât pe zmet să pun. Stai să mă duc la Cornel să vedem. Ia vezi ce zice. Mie ni se pare că miroase ouul ăsta. Da, nu, sunt cam urât, mai ales aici de aici urât rău. Aici urât e ăsta. Corneli, da. Ce vezi, olea, că ouul este buni? S-au zdolghit așa când le-ai pus? Da. Nu-s buni. Nu-s buni, ți-am zis eu că nu-s buni. Nu-i îmbolnăjim. Dar nu aveau pui în ele. Nu, vrei să ne îmbolnăjim? Trebuie să mergem la, te duci la tante Leana, tu. Cum să mă duc eu la tante Leana? Nici nu cunosc cum să mă duc la tante Leana. Te duci și zici că o zis Cornel să-i dea trei ouă. Și dacă nu-mi dă? Îți dă, sigur îți dă, că am mai luat de la ei. Îți din gură să nu ne audă Cornel că... Tu și zici să-i dea trei ouă, trei atâta, nu mai multe. Trei ouă și îi dai ceva acolo. Hai, dau 50 lei acolo, hai că mă duc, hai. Am plecat la tante Leana. Să-i cer ouă. Să sperăm că este acasă. Mamă, dacă te dă mers până acolo. Vreau să plec cu mașina. Hai să vedem dacă este acasă. Încă puțin și ajung la tante Leana. Să sperăm că este acasă. Și o să-mi dea și câteva ouă. Tante Leana! Tante Leana! Tanti Leana! Să sperăm că nu doarme. Că nu vreau să o trezesc și să mă înjure după. Dar nu știu dacă este acasă, că văd lacătul pe ușă acolo și nu știu dacă este acasă. Tanti Leana! Sau doarme. Dar nu cred că este acasă, pentru că este lacătul pus. Din păcate am strigat până acum la tanti Leana și se pare că nu este acasă. Am văzut că este și lacădu pe ușă, așadar o să trebuiască, nu știu, să vedem cum facem rost de ouă. Probabil o să trebuiască să mă duc la altcineva, la magazin, la vecin. Trebuie să facem rost neapărat de ouă, pentru că o să iasă ceva care o să vă lingeți pe degete. Am fost la tanti Leana. Și ușa închisă, nu e nimeni acasă. Nu sunt și acasă. Nu este acasă, e lacă pe ușă. Hai, domnule, cu mine, cum dăm să știi tante. Dacă zic că nu este. La bucătărie acolo? Nu este, mă, nu este, am strigat, am, nu este, e închis tot. Serios? Serios. Ce facem de ouă? Hai să mergem la magazin. Nu are aici ouă. N-are ouă aici, la magazin. N-are ouă, că toată lumea are găini în ogradă. Hai să vorbim cu Nicolae, poate ne dă el. Nu. N-are nu, dar e imposibilă de acasă. Nu are ouă. Nu e nici. Dar sub poiată. Sub, nu e nici și nu. Hai bă, să mergi, hai să vezi. Hai, hai. Nu e închis. Hai să văd eu. E închis tot, mergem degeaba, nu înțelegi? Sigur. Sigur. Hai să vedem. Nu mai mergem degeaba. Da, să mergem cu mașina, că nu iar mergem cu mașina până acolo, că păi, dar nu e acasă. Păi mergem cu mașina, ne oprim la ea, după dacă nu este și te convingi că nu este acasă, mergem la magazin. Nu găsim ouă aici. Păi hai la magazin. Nu găsim nici pe ieri ouă aici. Mergem la tine. Nu, eu am ouă. Tu ai ouă acasă? Nu am nicio găină acasă. Vecini noi? Da. Hai mă că găsim, trebuie să găsim, imposibil să nu găsim niște ouă. Nu ai cu mașina. Ne oprim la tanti Leana, vezi că nu este acasă și după care mergem și vedem de unde găsim. Îi luăm la rând pe toți vecinii de aici din sat. Ia, vezi de convins și tu să vezi că nu... Mergem până la tanti Leana, mergem cu mașina. Păi... Poate sabotează Cornel mâncarea. Nu, sperăm că nu pune ceva în mâncare. Poate o sabotează. Și după care o să vezi că nu o să mai fie bună. Și o să dea jena pe noi. Și o să zică că, bă, dar ce mâncare se fac la voi aici? Ce mâncare se face la voi acolo? Nu trebuie să se uite. Nu-i vine să creadă sau ce? Dar nu se uită la noi, poate se uită la mașină. Dar și treaba are cu mașina. Vezi că dai un popșoi. Aie. Ușor. Ușor. Ia să vezi că cum tanti Leana cum să nu-și ia acasă. Zici tu că e acasă? Acasă, domnule. Hai să vezi că e acasă. Ia, hai cu mine. Hai. Să vedem.
Ai strigat? Dar măcar ai strigat? Am și strigat. Da? Da, n-am intrat în casă, în curte. Până și câinele ăsta, uite. Santileană? Santileană? Uite, este pus ăla și jos. Zici, stai să mă uite-o. Uite, stai să... Nu e acasă. Uite, vezi? Uite, este ăsta și jos. Ce faci, bă, băiat? Santileană? Da, nu e acasă. Uite, și lacătul. Da, e lacătul, nu e acasă. Uite, hai. Acolo, și acolo este lacătul pus. Da, hai să mergem. Hai să mergem. Hai și facem acu de ou. Păi mergem la tine. Dar n-am ou eu acasă. Mergem la rând, luăm vecine ai tăi la rând. Te duci tu. Dar fii atent cum faci. Te duci tu. Cum intrăm în sat, mă duc eu și iau la rând. Ei, gata, hai. Hai. Te duci tu să cerc, eu nu mă duc. Nu mă duc eu. Nu mă duc eu, domnule, la oameni care nu-i cunosc. Dar și ce, mă, nu le faci nimic, ce? Serio, eu ești frumos, vorbești frumos cu ei pentru că așa este de bun simț și o să-ți dea, nu o să zică nimic. Hai să mergem. Ce, n-ai fost niciodată? Te duci tu, eu nu merg. Eu nu... Păi mergi cu mine. Eu nu merg, stau în mașină. Mamă. Te duci, serio, te descurci. Dacă, eu dacă mă duc, eu vin cu carne, vin cu, da, vin cu brânză. Cu carne, cu ou, cu brânză, da. Fii atent. Da. Hai să vezi. N-are domnule aici. Nu, te-ai dat clansoane, dă-te mai încolo. Tu te mai încolo la altcineva. Nu mă, dar de ce? Hai să... Nu, mai încolo. Aici e intrarea principală. Nu, 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 nici aici. Tu te încolo, încolo, încolo. Mai jos, dă-mă în jos. Dar ce mă aici? Ce? Domnule, aici nu stă nimeni. Jos, jos, jos. Aici n-are găini? Aici? N-are găini. Nu să nu ai găini. Nu are, domnule, găini. Na, du-și să strâng acolo, du-te. Na. Dar nu da clansoane. Du-și să strâng la om, la poartă, nu așa clansoane. Dar nu văd casa aici, aici văd decât... Domnule, acolo e intrarea, aici hai, e la grajduri. Hai să mergem jos aici. Intrarea. Uite, tragem aici. Na. Mergem... Nu, n-are ouă, domnule, aici. Tu nu mai da clansoane. Păi să-i iasă mai repede, taci din gură. Na, e din. Fii atent. Mi-a căzut și telefon. Salut! Cheamă și tu pe maică ta, să vină să vorbim și noi ceva cu ea. Dar nu-i. Hai să ne dea și nouă câteva ouă. 3 ouă, 4 ouă. Hai, hai. De ce râzi, mă? Ai văzut, așa se face treabă. Hai că te mă discurc eu acum. Așa se face treabă. Ai găsit? Da. Mamă. Hai văzut, mă, că ne rezolvă repede. Ia uite, ne-a dat și vreo 4 ouă. Ia, ia și tu aici să... Să bei un suc, stai așa, să le pun. Am rezolvat, stai așa puțin. Să le bag în buzunar. Mersi mult, hai. Hai văzut, mă? Hai văzut ce repede am rezolvat? Cât ai luat? 3? 4? 4? 4, mă. Delincoșe, slițănă ușor. Vezi că am 2 în buzunar. 2. Uite, dar sunt ouă mare, știi? Ăștia sunt... Și ouă mare. Sunt de... Vezi că te spargi ouăle în buzunar, că atât mai trebuie. Sunt de prepelițoi ăsta. Ai văzut? Nu mai tu, nu și nu. Eu ți-am zis că facem imediat rost de ouă. Nu te cățiți, ți-e frică să pleci cu mine. Ca până, că e ca să tu. Deschide la pijamă. Nu mi-e așa. Bă, eu. Adică, nu, că e prea... Era să sparg ouăle, poate fac numai ouă pe aici. Deci, imediat am făcut rost de 4 ouă. Tu să nu venim. Poți cum s-aude, cum s-aude geamul? Exact la căruță. Tu chiar ai văzut că Cornel a mâncat ouă de repede? Și bunii de unde și oare? Dacă le-au luat de pe cloșcă. Le-a luat de pe cloșcă. Iar le aruncă Cornel. Le ajungem la Cornel, le sparge și pac le aruncă. Ce facem? Dacă spune un Cornel acum că am găsit ouă la primii vecini de aici, o să zic, aaa, dar nu v-a dat. Da, vezi cum ții ouăle cele în buzunar, poate le spargi. Sunt puse bine, astea da. Două lângă... Lasă ușor, că să nu le strugi, că atâta nu mai trebuie. Să nu cumva să scoatem puiul din el. Ce-ai făcut? Mi s-a spart un buzunar. Serios? Serios. Când m-am dat... Ți-am zis, ai grijă. Mamă, ce? Ce?
Ce ai făcut? Mă. A luat ouă și l-a spart în buzunar. Ionuță. Stai că mă amuzam să-ți mai unul. Hai că 30. Dar stai cam mică. 30. A fost găina mai bolnavă. 30. Uite, să mă uite. Cum am dat jos din mașină să... Dar voi faceți mâncare mâine de acum. Dar știu, n-am găsit-o. Unde ai găsit-o? Da. La primele case aici, imediat am găsit. Bă, dă-mi să mă șterg eu ceva, că mi se lipește de picior. Scutură-l, scutură-l. Aaaa! Wow, și, dar nu-i... Nu-l mănânci? Dar lasă buzunarul, așa a ieșit, ca să mă puțe. Asta-i că mă lași. A fost cu Cornel, ai văzut, Cornel bea ouă. Da, da. O băuși de prepeliță. Ce-ai făcut aici? Te duci iar pe ouă. Ai grijă, ține-le. Nu ți le mai dau, gata. Le spargi pe toate. Hai că nu le sparg, hai că am grijă. Da-te, uite cât de mic e ăsta. N-are nică, hai să vedem, hai să punem acolo. Dar și dacă nu sunt bune și astea, ce-am să fac cloșca pe ele? Sunt bune, le băgăm în apă, să vedem, hai să le băgăm în apă. Hai. Să vedem. Le sparg eu pe este. Dar nu acolo, unde? În cealaltă găleată. Aici. Ia, bagă-le aici. Dar și alea au stat-o la fund. Dar numai că nu i-a plăcut. E dacă le sparg eu pe este. Hai, ia spargi-le. Mamă, ia uite și tu. Eee. Altă treabă. Da, uite, astea parcă sunt altfel. Eee. Uite și pe ăla mic. Ce așa? Coaje. Dar să se învețe și pe ouă. Astea trebuie date jos, oare? Cum scria pe ei rețeta? Nu știu. Nu, dă-le jos, da, că nu cred că mai trebuie. Să eu știu, lasă-le acolo, nu că nu împurcă cu nimic, că nu mâncăm frunzele. A, nu le pun, îi dau așa. Ia să ia. Atâta creieră, dar trebuia mai mult creieră. Și facem, ne săturăm de atât. Ne săturăm că e ou, e pezmet, e... Hai, acum trebuie să le punem, să le amestecăm pe smet. Cum n-a? Să citim rețeta. Ia, hai. Scoate rețeta. De unde e rețeta? Nu știu, nu mai găsesc. Am pierdut rețeta. Și acum cum le facem? Mă... Stai așa să vedem. Mă, dar cum o să pierzi rețeta? Am pierdut tot, domnule, nu mai am, nu știu cum. Nu e în buzunar. Mă, eu nici nu pot să bag mâna în buzunar. Ia uite, dar cum, unde ai lăsat rețeta? Ha? Ce? Unde este? Ce faci, mă? Să-l întrebăm pe Cornel? Nu, că după aceea... Dacă îl întrebăm pe Cornel, nu mai... Fii atent, că știi ce trebuie făcut? Dacă aici am pus ouăle, punem într-un bol sau într-un alt castron, punem făină și după aia punem asta de cum se numește. Că tu ai vrut să le amesteci pe la început. Sau ai vrut să le amestecam? Dar nu știu, domnule, eu... Nu, hai să le punem în fiecare. Punem aici. Adică eu așa cred, că unul se pun, facem 3 boluri. Păi nu mai luăm încă 2 boluri. Găsim aici imediat 2-3 boluri. Ha, uite. Am găsit. O te văd unde era. Așa. 56. Se scot la scurs, apoi făină albă, 3 ouă și pesmet. Pesmet. Se pun, și cum se pun? Se pune tigaia. L-a încins. L-a încins, a și stins focul. Ai văzut? Am plecat. Trebuie să facem foc. Mamă, facem focul și după aceea. Hai să băgăm că poate să aprinde. Foc? Am pus lemne că s-a dus focul. Oh, gata. Pui pe pesmetul. Pesmet, făină și ouă. Dar ouăle cred că vin bătute. Sau așa? Hai cred să le așa. Lăsăm nebătute. Ha? Le lăsăm nebătute. Da. Și decât să punem puțin, învârtim creierul puțin primul și îl aruncăm la tigaie. Nu, mă, nu se face așa. Dar cum? Ia atent aici cum o să se facă. Le batem, mă, trebuie să le batem cu ceva.
Hai să le batem cu lingura asta. Deci cum să le bat cu lingura mare? Batem cu furculița, domnule. Ia. Să vezi că știi. Că ajungi. Și prima dată se dă prin ou, după care se dă prin făină și ultima oară... Stai să vedem focul. Dar focul o să... O să facem ceva să se aprinde repede. Sașu, cum vine focul creierul ăsta, pane? Uf. S-a prins focul? S-a prins. Ar trebui să punem tigaia la... La încins. Dar care e tigaia din asta? Dar e una oarecare. O luăm pe asta? E o pisie. Curată? Niște... Curată. Niște ulei. Ulei. Hai să... Pune, cred că trebuie pus mult, cred că. Pune tot sticla, da, pune tot. Sigur? Da. Dar îi zic și eu, să știu. Da, pune. Cred că ajunge. Da, pune tot. Pun tot? Da, eu știu. Mai las o leacă, sau? Hai, pun, pun, da. Tăte, las-o. Așa. Gata? Gata. E. Hai să vedem. Așa? Așa, dăm puțin prin ou, după care făină. Și ultima oară... Pe smet. Pe smet. Și se prinde? Se prinde, văd. Bun, dar trebuie ceva, ce să-i punem? Hai să punem în ceva, nu știu în ce. Domnule, dar pun... Pune pitața acolo. Pune pitața aici. O să-l punem da, în ou. Da, și are. Pune-i, domnule. Da, uite așa. Așa. Și acum ce? Acum bagă mâna în el și flendurește-l tăi acolo. Ușor, așa. Așa, așa, așa. Hai, pun așa. Bun. Și acum iei câte unul. Poate îi vede de cornea. Că nu știu ce facem aici. Așa. Bun, gata. Mamă, ce bine azi. Ce bine arată. Bun, bun, bun. Acum iei câte unul. Să nu-l dăm pe jos, că altfel rămânem nemâncați azi. Și îl pui, știi, iei câte unul și îl pui acolo, acolo și aici, știi? Eu zic că e mai ușor așa. Pezmet, făină. Gata, domnule. Perfect. Cred că mai bine prima dată îl dăm prin pezmet și după aia prin făină. Da. Nu? Cred că. Dar dacă presuri pezmetul pe deasupra și are. Eu știu. Să-l presuri tot acolo și îl trântim în tigaie, ha? Hai, facem și așa. Dar nu tot. Așa. Bun, 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 bun. Hop, gata. Gata, după aceea e primul. Și făină? Și făină. Gata, așa cum amestecăm. Cred că e bun, da? Ce zici? Și eu zic la fel. Este ghila și ea acolo. Coajă și ea. Cred că mai trebuie... Făină? Pezmet. Mai trebuie pezmet. Pune-o leagă. Să-mi iau de cornel, că dacă mi-au zis cornel. Mai pun? Mai pun făină. O leagă de făină. Cred că e bună. Mai pun, mai pun. Hai, pune toate. Pune și pe smet. Pune și asta? Pune și pe smet. Gata. Că nu are nimic. Acum el bucată cu bucată și pune-l aici. Da, dar altă treabă nu am, să stau să-l iau pe rând. Așa nu pot să-l pun tot. Nu iese că dacă... Dacă vede cornel, începe să urle el. Îi pune-l tăt, da. Îi pune-l, domnule, tăt aici. Pune-l aici, tăt. Așa. Când îl punem în tigaie... Îl pui bucată cu bucată. Îl pun bucată cu bucată. Îl facem ca pe chiftele. Da. Așa. Deci, așa. Deci asta va fi rețeta anului. Mai pune o leagă de făină. Mai pune și gata, ajunge. Uleiul ăla se arde, se arde, hai să-l pune. Hai așa puțin. Hai că dacă tot ești murdar, îl pui tu. Hai. Cât ești murdar pe mână. Ia. Ia pune o bucăță ca să vezi ce se întâmplă. O să punem una mai mică. Una mică. E, mai trebuie. Da, mai lasă-l puțin. Mai trebuie. Dar pune-l unul câte unul, pune-l. Așa. Vezi că ai o furnică și aici. Ai ceva pe mână. Nu, e de la tigăie. Punem unul câte unul sub formă de grămadă. Nu. Ca după aceea să prinde unul de altul, nu-i bun.
Dar tu crezi că stau aleg până de seara, aleg să pun unul câte unul, că s-a... Îi pun idoblete astea. Dar nu pot să-i pun, dacă îi pun toți nu se mai prăjesc. Pe eu și zic. Aaaa! O sărit? A sărit puțin pe mine, dar... Pune și mai dă pe smet jos făină și pune numai creierul pune. Hai că încerc să aleg cât se poate. Aha, alege creierul mare. Dacă vede Cornel video ăsta nu mai mănâncă. Zici? Dar el pe oricum mănâncă înainte. Dar nu arată bine? Arată, mai e acolo? Mai este. Deci, dacă vor mai multe rețete, să-mi scrie pe privat acum. Da. Să se aboneze pe Ionuț Ghiță. Pe canalul Ionuț Ghiță. O să fac mai multe rețete. Ne aud că nihilizăm aici. Uitați acolo pe canalul Ionuț Ghiță că are tot felul de rețete, numai de astea are. Nu mai rețete între astea. Mănânci aici și muri acasă. Gata, ajungi, dar le pui pe tătii? Dar ziceam să le punem pe toate ca să hai pune-le, domnule tăti. Mă gândesc că poate se mai strânge. Da, e. Uite așa fă. Hai să-l facem așa. Gata, lasă-l așa, gata. Nu faci cum se fac hiftelele. Dar nu știu dacă se coașe. Da, așa. Dar și ăsta de l-ai pus tu tot. Țâli. Ia. Bun, așa. Iese? Întoarce-le! Sunt master chef aici. Întoarce, așa, vezi cu tine, întoarce, trebuie să întoarce. Așa. Ui, și focul ăsta, foarte tare. N-are nimic dacă îți dă alea pe jos. E bun așa. Trebuie să le punem înapoi în sătă să iei de ulei, știi? Înțelegi? Am pus mult ulei. N-are nimic. E bun așa. Pahar și... Dă și focul ăsta tare. Mamă, tu stai asta aici. Foarte. O să te lingi pe degete. Îți dai seama? Mă, stă șef Ionuț Ghiță. Și cu și eu, cum am participat și eu, domnule. Da. E lasă capacul și să ardi. Iese sau nu iese? Va ieși ceva, te lingi pe degete. Mă, vede Cornel cu ăsta mare, o să zică: băi, dar ce-ați făcut băi aici? Da. Eu cred că-s gata, nu-s gata? Ce bine se... E-s gata, a? Ui, coada la așa, la trebuie, dă cu lingura mai așa. Vezi că-l răstuat. Mă, rămânem nemâncați azi. Ușor. Arci! Mă! Ardi! Cum îi facem? Nu știu, stai să-ți iau o bucată de asta, o șoată de asta. Eu îl trag și tu îl ții, da? Hai. Așa. Lasă-l așa. Îl luăm? Mai împing o leacă încolo? Hai, mai împinge-l o leacă. Îl aruncăm în foc. Da? Bun acu? Așa. Hai, bun așa. Gata. S-a făcut? Mamă, uite ce e. S-a făcut, domnule, se face. Să-l mai ținem. Hă? Cred că nu mai e gata? Păi și cum îl scoatem? Că e numai spumă, deși spuma așa e tot așa. Păi este că e încins acum. A. Dar dacă cum îl scoatem? Îl punem direct în sit aia în și sită? Se duce uleiul, rămâne uleiul și... Gata. Unde sit așa? La fel cum l-am scurs atunci? Așa zic, nu? Hai, scurgem așa. Pune aici.
Dar e bun așa să dăm ulei? Hai da, pune așa. Mamă, ce arde. Aș. Stai puțin. Da, să pun. E pun, da. Dacă se răcește, nu se mai, nici nu mai este, există. Dar ce face? Punem uleiul ăsta peste lemn aici? Nu, eu știu. Se usucă. Le bagi la focar mai repede. Hai pune acolo. Da, nu, 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 că stochește, stochește plasticul. Nu e plastic. E plastic, nu e plastic, ai sta. E plastic, nu e bun. Lasă-l așa să răcească așa. Lăsăm să răcească? Da. Punem capacul deasupra. Să punem un farfurie, să mergem în pădure și să chemăm pe Cornel. Hai, hai. Uși bună, tatu, ești aici. Da. parcă e, cum să zic, reacție chimică. Da, că m-a dus de astea. Lăsai că arde... Da, pune... Arde tigaia, stai puțin. Cum arde tigaia? Nu poți să pui mâna pe ochi. Nu arde, unde o vezi că arde? Păi, pe văzut nu o vezi, dar arde. Frigii. A. Îl pune mâna asta, uite, și arată... Nu, dar nu pune, domnule, că e plastic așa, la stochești. E cu lingura și pune câte o leacă aici. Stochește și ala. Stricăm sâta. Dar nu se strică. Să strică, domnule, sâta. Pune ele așa câte o leacă. Și nu la murături acolo. Și murături. La murături ce ai? Care murături? Acolo. Adu niște murături în coașe și hai și ai la masă, că e gata. Hai strâng genii capacul și la murături și nu am acolo. Hai că e gata, hai. Și nu umbla la murături. N-am umblat, domnule, eu. Dar tu ai fost atâta zoam, bieșu, zici că am umblat eu. Am găsit capacul și alții să... Nu, eu n-am umblat. Hai, adu-l. N-am umblat, domnule. Eu nici atâta. Eu n-am, nici eu. Ai umblat la murături? Nu. N-am umblat, ei. Dar el a umblat un și zice că am umblat. Da, tot zoa stat în beș. Adu-l în coașe și hai în păduri că e gata mâncarea. Hai, hai, spune. Deci cum punem? Pune așa, așa, da. Adu-l în gură și al mai mare. Hai să mă duc să iau lingura mai mare. Uite, vezi că nu se mai, nu mai este spumă așa. Da, sigur. Ia să vedem cum e. Ia să vedem și așa. Trebuia sare. Sare, sare. Le punem sare după. Nu, așa și încep un mâncatron, așa. Hă? Cred că s-o răsturna, domnule. Hai cu el în păduri, hai. Te lasă de acuși și ce s-o întâmpla, s-o întâmpla, na. E reușit? Dar nu pune tot într-un craslon, ce faci? Eu și mănânc, tu și mănânci. Pune și aici. Așa. Uite ce bine arată. Da. Pune așa la tăți. O leacă ții, o leacă nii. Aha. Bună. E bună. Și nu o să mănânce cornelul, o să lingă pe degete. Da. Mai pune și aici, o leacă și acolo. Da, că e de ajuns, ne săturăm. Ha? Ce-ai făcut? Ce-ai făcut? Ai rupt coada la tigaie. Hai, lasă-o! Ai rupt coada! Stai, singurul, punem așa, că dacă vede cornelul, urlă până de seara. Nu, trebuie să o aruncăm, arunc-o. Ce-o aruncă? Da, arunc-o încolo, da. Trebuie să nu mai vadă aici. Dar mă frige, că arde, arde. Cum să arde? Nu pot să pui mâna pe ea. Eu, domnule, de aici, de cratiță, de asta, de... Băi, o aflat, te cam la murături. Dar și ce, tu ai recunoscut? Nu, dar o aflat, ne-au să și panara mă faci. Lăsă că nu știe, nu știe, hai să-ți ascundem asta. Unde lemne ăștia pe aici, așa, așa, gata, nu știu. Hai să mergem, ce te-ai făcut? Se lipește ouă de mână. Mergem în pădure? Da. Hai. Poți să le iei tu? Hai, hai. Eu mă duc să aduc sarea. Da, la mine că le iau eu. Sarea și furculeță. Ia, până acolo. Ha? Gata mâncarea. Poftiți la masă. Să vă zic eu sarea. Unde-i sarea? Aici. Ha. Și murăturile ca să mâncăm. Mai poți? Hă? Lăsa capacul la sarea. Zic eu? Domnul bucătar, domnule, Ionuț. Eu sunt ajutor. Da. Păi... Hă? Creier panie. Păi da, nu ți-o zis creier panie? Creier panie. Uite de cornele ce mâncare am pregătit. Uite cât de bine arată. Ia.
Ionuț, nu mă mai duc. Du-te tu că eu nu mai pot, adun și furculiță. Furculițe? Da. Și mâncare să cuie așa. Da. Dar și cu tocana asta aici. Și tocana. Și cu tocana asta. Nu-i tocana. Nu le-a spus ca lumea? Nu-i tocana, domnule. Ai spus tot timpul. Hm? Aici trebuia să iese frumos așa. Cum? Cu creierul întreg așa. Tu ai, ce-ai făcut? Ai pus tot acolo? Nu, domnule, ei, Doamne ferește. Dar cum ai făcut? N-ai luat fiecare în parte și le-ai pus? El știe, întreabă-l pe el, eu știu. Sigur că le-ai luat și le-ai răsturnat atâta dată acolo, de gaie și gata. Dar el a fost bucătarul, șef. Eu am fost ajutor. Bun. Bun. Sare. Sare este aici. N-am mai pus sare în ou? Nu, n-am mai pus. A uitat, cred că. Cum e? Pune sare. Ai luat tot creierul și l-ai pus în tigaie aici așa? Nu, domnule, pe rând. Pe rând. Ai făcut scrop tu, cred că. Da, e bun, e bun. E bun? Arăta de sare. Păi pune sare. Arăta mai așa, dar de gust e o minunăție. Are gust la pipier? Ai pus pipier? Am pus pipier de porc, am pus... Pipier de porc. Zic că nu e bun. Nu. Nu e fac. Hă? Merge. Pare-mi atâta că nu știi ce mănânci. Bun. Dacă mai fac de două ori, îți iau locul. Să-l iei acum. Trebuie murături. Trebuie să tai. Luați cu castravete, că e bună. Deci castravete roșu. O bunătate, da. Da, asta se mănâncă gol? Nu trebuia făcut nica la el? Nu se mănâncă gol, se mănâncă cu furculița. Da, dar nu, pâine, pâine, păi, mămăligă. Cu castravete. Da. Asta e bucaia voastră. Pâinea? Îngrașă. Da. Niște pâine. Dar se mănâncă fără pâine. E mașină. Îți vreau cu ei și-o... E și bună. Este pâine. Nu mai mine, mă mai duc eu acu' jos, mănânc gol. Hai să avem poftă. S-a mintit că aveam un pepeni în frigider. Ai frigider. Ai avut o fântână așa, e bagat. Păi și nu-i frigider, domnule, e un fântână, un frigider. Și ce bun a fost. Aoleu, și-o mers. Da. Hai să-l întrebăm Cornel dacă i-a plăcut mâncarea. Ia, hai să vedem. Baza e complicată. Ue? Ui, Cornele, ia spune-ne, ți-a plăcut mâncarea? Greu și adevărat, mă sunt ca rău, să nu fii la... Te-ai moleșit? Da, băi, dar eu când am, mai văzut vădată că stai eu hamac cu ăsta. Au fost greu de expirați. Bă, dar erau prea lingăi, cum să zic. Au făcut spumă. Da, bă, au făcut o spumă. Eu am impresia că noi când am plecat, a pus ceva de ronie, dar a făcut așa. Dar n-are ce să mai pună, dar mai mânca? Nu știu, domnule, ce așa. Și ce-ați combinat voi acolo? Dar cu tot oțet ai pus? Că eu avea gust la oțet. Cât oțet? Două, trei linguri. Am, cât? Două, trei linguri. Am pus, cred că, jumătate de cană. De care cană? Nu știu, domnule, am pus din ochi, așa, eu și știu cât v-am pus. Dar și nici vă învăța pe voi, voi rețeta. Eu nu ți-a lui. Am găsit-o în Oltenie, mi-a spus-o cineva. Dar ce vrei să spui, că ți-a plăcut sau ce? A? Și pe mine cam doare burta, nu știu care e problema. Poate noaptea asta o luăm raz, da, tăți. Creierul tău, paneu. Ce așa te plângeai că n-ai baleg acolo? Să și numai asta, să nu și altceva? Să nu și altceva. Băi, ouăle erau buni, am fost după ouă. Făina nu-i bună, creierul atâta dacă a fost stricat. Dacă a fost creierul prost. Da. Acum în seară să vedem dacă câți intră pe membri acolo să vadă videoclipul cum am escaladat eu pe muntele și ala. Și era spățăsc. Da. Și era spățăsc. Da. O leacă mai era. Și era. Și
și se termina cu Cornel de pe YouTube. Pe urmă a realizat și, și Pericol a putut să facă. Asta e, domnule, ce vrei să facem? Dar nu mai fac în viața mea. Bine, asta a fost o dorința mea. Hai, mergi la treabă și facem. Stai când e rău. Serios când e rău. Ce ai făcut tehnicare? Deci încă ceva. Dacă doriți mai multe rețete, puteți să-mi scrieți în privat. Poți să-mi scrie pe canal acolo pe Ionuț Ghiță și le dau rețeta. Omor oamenii, stai cu una peste alta am încercat, că mi-a ieșit, că nu mi-a ieșit. Efortul. Bravo, s-a ieșit. Ei, parcă ni s-a umflat burta. Parcă ni s-a umflat burta. S-a umflat de la pepene. Ah, de la pepene. Ca și burta armă. Bun, fraților, cam atât pe astăzi. Mulțumim că ați fost alături de noi. Cornel, să sunt pirou. Nu uitați să dați un comentariu, nu uitați să dați un like, nu uitați să vă trageți o fugă și pe canalul lui Ionuț Gheță. Nu uitați, nu uitați, să vă faceți o cruci pentru noi. Povestii fiecare. Și nu uitați să vă abonați și nu uitați cu provocarea pe care o să o vedeți în curând. Deci dacă o să, să le spun, să le spun. Da. O să fac... O să fac chirpiș, o să mă duc pe centru vechi. Unii faci tu chirpișe? În București. O să fac chirpiș. Îți faci lut. O să te murdărească picioare, domnule, cu lut și paie și o să duci și cu paie și o să merg pe centru vechi. Dacă ajungi la 30.000 de like-uri. Și de la 30.000 de abonați și noi la 50.000 de like-uri. Da. La ce? La nu, la clipul de ieri. La cel de ieri. Da. Deci 30.000 de abonați și promit fraților că mă duc cu lut pe picioare și cu paie la cea mai luxoasă cafenea de pe centru vechi. Eu am fost Ionuț Ghiță. Tiberiu, abonați, Cornel, care e rău, pășeți-vă o cruce mare pentru noi, că nu se știe dacă... dacă nu se știe dacă ne mai vedeți mâine. S-ar putea să ajungem pe la, nu știu, creierul și la camera, deci cam n-am bălos. Picat, n-am picat pe munte și mordi din creier, cauza creierului. Era cam bălos creierul și ala. Așa că mine, băi, și l-am spalat. Dar lasă că te uiți tu la video, așa să vezi. Hai. L-am spalat. Pa, pa! Vă pupăm! Fără gar și fără poartă, o casă de răpânată, ce stăteam mai să cadă, am renovat-o pe toată. I-am pus sus și-am pus ferestre și un acoperiș peste. Drag la ea am muncit și cam basme a ieșit. Cât ar fi lumea de rea, nimic n-o să ne oprească. Să ducem la bun sfârșit tot ce ne-am propus în viață. Cu așa comunitate, orice o să reușim. Și o să mergem mai departe pentru voi că vă iubim. De pe uliță, cu chiler și cu sobiță, am pus și o iconiță, c-am făcut tot cu credință. I-am dat și o zugrăveală, și înăuntru și pe afară, căsuța respingătoare, a se învârte după soare.